Nicu Florea este un tată aflat într-o situație disperată. Acum un an a rămas singur cu doi băieți în vârstă de un an și patru luni, respectiv patru ani și jumătate, după ce soția sa l-a părăsit ca să plece în străinătate. În tot acest amar de vreme, bărbatul a avut grijă singur de copii, fiind nevoit să-și dea demisia pentru că acasă nu avea cine să stea cu cei mici. Până într-o zi când Nicu a primit vestea că vor fi dați afară din casa părinților săi din cauza celor 300 de milioane datorie la întreținere și chirie către primărie. Cu inima strânsă și în disperare de cauză, tatăl a luat hotărârea să-i lase pe băieți în grija statului până când își va găsi o locuință și un loc de muncă. Spune, ne evacuează acum pe 29, deci era vorba pe 20-20, ne evacuează pe 29 acum. Eu am dus copiii personal la protecția copilului, că nu aveam unde să-i duc. După ce ați primit această înștiințare? Da, da. I-ați dus la protecția copilului? Da, i-am dus eu la protecția copilului și până mi-ai găsi o chirie, o loc de muncă, că eu acum trebuie să dovedesc în caz de să-mi iau copiii de acolo, nu? I-am dus acolo, asta e că n-aveam posibilitate, deci pe mine nu m-a ajutat nimic. Nimeni, absolut nimic, nici mamă, nici tată, nici nimic. Toți. Când era vorba de copii, dimineața ca să iei cu ei, nu era nimeni acasă. Eu cum puteam să muncesc? N-aveam cum să muncesc. Și de asta cer și eu un ajutor, cer și eu să mi-aduc și eu copiii de nou alături de mine. Sunt un tată disperat acum, deci pentru copiii mei bine, că a lăsat-o maica și nu vrea să mai aude de copii, dar nici eu nu am să-i las. Nu-i las, că-s copiii mei până la urmă. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului spun că cei doi copii sunt în grija unui asistent maternal și că tatăl are posibilitatea să-i vadă la cerere. În plus, el va putea să-și ia băieții acasă când va face dovada că are toate condițiile necesare creșterii lor. În primul rând, dânsul va trebui să păstreze relațiile cu acești copii, să solicite vizite, să, eu știu, scrisori, fotografii, în orice mod poate păstra relațiile cu proprii săi copii. Trebuie să-și rezolve situația locativă, să aibă un spațiu în care să poată locui cu cei doi copii și situația financiară, un loc de muncă stabil. Tatăl cere ajutorul celor care au posibilitatea să-i ofere o locuință cu chirie până când își va găsi o slujbă, în așa fel încât să-i readucă pe copii lângă el. Vreau să mă ajute și pe mine cineva, dacă se poate, să mi-aduc și o copiii din nou alături de mine. Că dacă nu este mai să barim eu să fiu alături de ei. Asta îmi doresc cel mai mult. Ajuta, nu vreau bani, nu vreau nimic. Deci vreau ca să am o locuință și cu un loc de muncă la care să mi-aduc copiii mei alături de mine.